Salutare tuturor, sunt Geostyle și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria de parkour ca Rage Mode Activated. Iar înainte să începem acest videoclip, vă rog pe fiecare în parte să apăsați butonul de like să strângem, nu știu, undeva la 120 de like-uri, știu că se poate. La seria asta strângem destul de multe like-uri câteodată, dacă dau eu rage, dacă nu dau, nu se strâng prea multe. Deci, concluzie, trebuie să dau rage ca să se strângă multe like-uri. Cam asta este concluzia mea. Suntem la un parcurs ce cred de nivel mediu și rămâne să vedem cât de nivel mediu este. Nu bun. Hai să sărim aici foarte frum. Am crezut că este o săritură mai ușoară prima dată, dar după mi-am dat seama că n-am sărit în locul potrivit. Și e bine că mi-am dat seama unde trebuie să... Păi ia să-mi dau eu pe Unlimited. Se mișcă bine oare? Oh, chill. Chill, my friend. Da, trebuie să faci ceva bihop acolo. Se mișcă chiar decent acum. Nu știu ce, nu se mișcă ca și cum aș avea 195 de FPS-uri. Dar se mișcă decent, adică... Pana mea, pe filmare sper să se vadă totul bine și ok. Stai. Facem cu d-astea aici, șmecherie, bihop. Ce știți voi? Bă, foarte multă lume, m-a văzut în ultimul timp online pe... CSGO și azi m-au întrebat mulți, bă, de ce nu încep să film, de ce nu faci serie de CSGO? E bine, nu fac serie de CSGO pentru că deoarece și fiindcă am tot mai parcurs foarte tare. Ăsta n-a fost mediu, a fost ușor, cred că am fost la unul ușor. De ce nu filmești CSGO? E bine, nu filmești CSGO pentru că, sincer, mie nu mi se mișcă foarte bine pe CSGO. Eu când nu filmez, am ceva genul 120 în trend 100-120 FPS-uri. Când încerc să filmez, am undeva la 60-70. Bă, pot să joc în FPS-urile alea, dar nu-mi place mie cum mi se... Nu pot să joc în... Nu-mi place cum se mișcă și... Nu știu, simt așa lag când mă mișc și mi-e greu să mă joc. La fel și în Minecraft, da? Na, parcă Minecraft e altceva. Sincer, e altceva. Și sper că acum calitatea audio este mai bună, adică se aude mai tare, pentru că știu că în ultimele două videoclipuri postate s-au auzit destul de încet și sper că am rezolvat acel lucru. Dacă nu, o să mă mai joc eu cu setările microfonului și vedem ce va ieși. Ok, sarea. Îmi place parcursul ăsta. Sare aici. Știi aici? Oh my god. Oh my god, bă, ăsta e ceva gen parcurs de la cu... Oarecum poveste. De fapt nu e cu poveste, dar așa pare. Bă, aici măcar știu că dau, fei... Wow! Oh my goodness, bine că mi-am dat seama la timp că era săritură de-aia. Ce fac acum? Oh my god. Asta facem acum. N-ați, nu s-a văzut nimic, ok. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vua. Ăștia aici... Ai că asta easy peasy lemon squeezy, my friend. E, știi ce? Îmi bag eu piciorul în ele de sărituri. Asta e grea. Păi nu mai știu să... What? Nu mai știu să fac săriturile astea. Înainte le făceam easy peasy. Și acum chiar așa am ajuns să nu mai sunt, da, să nu mai fiu în stare să fac o amărâtă de săritură ca asta. Nu. No. No plus. Bă, am rău de înălțimi. Aveți milă. Oh, bă, chiar îmi place mult parkour-ul. Respect cine l-a făcut. Parcă Rebel D sau nu mai știu. Parcă așa am văzut eu pe acolo. Mamă. Mamă, dacă dau fail plâng. Pe cuvântă nu plâng dacă dau fail. Wow. Și aici? Aici ar trebui să mai fac ceva? Asta e pe aici. Ah, gata, am ajuns la un alt nivel. Nivelul 3, era. La nivelul 3 era? Nu știu de ce aveam impresia că ăsta e nivelul 2. Mă rog, poate n-am văzut eu când am...
avansat. Ai de... Ah, pe alea, bănuiesc acolo, pe acolo trebuie să sar, nu? Cred, cel puțin așa cred eu că pe acolo ar trebui să sar. Să sperăm că e bine pe aici. Să sperăm. Sau asta, nu cred că ar spus de design. E, băgam ea și o deal cu unele de sărituri. Acolo trebuie să fac ceva b-hop dacă nu mă înșel. Bă, scrieți-mă în comentarii dacă vreți să încerc să filmez totuși CSGO, deși nu sunt eu foarte bun la joc. Dacă vreți așa să încerc să văd cam cum s-ar vedea, cum s-ar mișca și toate cele. Nu știu, dacă aș filma CSGO aș lăsa bitrate-ul puțin mai mic. Cu riscul că s-ar putea vedea puțin pixelat. Dar, nu știu, parcă aș încerca, parcă mă tentează să încerc un pic. Sincer, mă tentează să încerc. Bă, da, am și o întrebare, săritura asta oare e posibilă? Ai 3 de 4 blocuri, dar văd că până acum numai failuri am dat la săritura. Dar cel puțin eu așa cred că trebuie să fac pe acolo. Nu știu, nu sunt sigur, dar cred că pe aici ar trebui, nu? Că pe aici n-am cum să ajung. Wow! Ok, oh, fuck. Nu, îmi bag piciorul, n-am răbdare, n-am răbdare absolut deloc să mai aștept aici. Hua, de cap meu. Și aici, bă, dar pe sticla asta, sincer, zici că mă mișc ca pe gheață. Serios? What the fuck? Nu mă așteptam la sărituri de genul. Sincer, nu mă așteptam. Pentru că la nivelul următor... Ne, doar așa o priveliște frumoasă. Acum trebuie să luăm pe chestiile astea. Bă, sincer, unde o să cad, o să-mi pun oarecum checkpoint de acolo. Pentru că, sincer, e cam... N-aș pasui de la început o mai de acolo. Aș pierde foarte mult timp cu acele sărituri. Da, cum era și asta. Și trebuia să o iau tocmai de la capăt. Mie, sincer... Mă stresează sărituri, parcururi de-astea care trebuie să de la capul, dar în general parcurul e foarte fain. Nu știu, putea să se pună un checkpoint pe undeva pe aici. Wow, nici eu nu înțeleg cum am făcut săritura. Oh, goodness, oh my goodness, my friend. Ok, hai, mai încercăm, mai încercăm de câteva ori. Nu! 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 De ce? Cum? De ce eu? De ce la săritura aia? Da. Numai mie mi se putea întâmpla. Dar asta e partea a doua. Oh my god. Ok, hai că acum putem. Tute! Îmi bag eu ceva în săritura vieții peste... Nu știu de ce eu... Nu știu, am impresia că pe sticlă mă mișc ca pe gheață. Nu știu de ce. Sincer, așa am eu impresie. Că pe sticla asta mă mișc ca și cum aș fi pe gheața vieții să-mi bag picior. Uite, acum ar fi trebuit să iau tot mai de aici. Foarte frumos, veneam aici. Trebuia să o luăm de la capăt, iar săriturile grele, ușoare... Iar dădeam fail aici, așa ne ducem direct la partea asta, pentru că am terminat odată și nu știu, sincer aici mi se părea potrivit să pună un checkpoint. Îmi bag eu ceva în ele de sărituri. No, 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 nu ne enervăm. Nu ne enervăm pentru că e tastatura nouă și e foarte frumoasă, e mecanică. Și nu se merită să dau un punct, să o stric și pe asta. Cum am stricat alte două tastaturi în trecut. Hă. Nu, te rog, dau un altceva, dar nu un tastatură, te rog, nu tastatură. Eu sunt ceva genul, nu tastatura sau mouse-ul, că sunt noi. După vreo lună de zile, poate mai merge, că nu o să mai fie chiar așa de noi. Vedem. Ce și cum. E,
Că mă și înjur acum. Bă, și când vedeți voi clipul ăsta e 1 decembrie, deci la mulți ani... De fapt nu e 1 decembrie. Pă, bă, gamiaș. Fail, am crezut că e 1 decembrie, deci o să, ziua următoare o să fie 1 decembrie. Aha, deci mai e. Ok. La mulți ani anulate. Ok. Oh my god. Oh my goodness. No fail plus. No, nu jurăm, nu. Cum e posibil să înjurăm? Trebuie să vorbim foarte frumos și politicos. Ok, aici nu vreau să fac din B-hop. Oh my god. Pur și simplu m-am dat cu cap. Eh, repetăm săritura. Oh god. Asta e grea, n-a fost chiar așa de grea și am ajuns la... La... Felicitări, ai terminat parkourul. Parkour by Rebel de... Bă, Rebel, dar te uzi acest clip. Sincer, mi-a plăcut parkourul tău, dar la acest nivel al treilea se putea pune un checkpoint undeva pe acolo. Gen, așa are foarte multe sărituri de la capăt și playerii, sincer, s-ar enerva și nu cred că ar mai face de la început acest parkour. Hai să mai alegem unul. Oh my god, ăsta e greu, e următorul. No, n-am chef de nervi. No. Ai unul ușor. 21, ce greu. Oh, parcă l-am mai testat pe ăsta. Sau nu? Meh, mai încercăm. Bă, dar albul ăsta e foarte intens și parcă mă derută un pic. Nu, hai la altul. 31. Am mai fost la ăsta. 18 mediu. Hai să mai testăm puțin și aici. Deși ăsta pare ceva mai mediu decât altele, sincer. Ceva mai mediu pare. E. Bar picior. Rău de tot. Bar picior. Oh fuck, o să fie sărituri pe gheață. Sărituri cu gheață și soul sand. De urăști. No, no, încep să mă enervez deja. Încep să mă enervez și îmi pierde cheful de a mai filma. Sincer, o să-mi pierde cheful de a mai filma. Și nu vreau acest lucru. Sincer, nu vreau acest lucru. What the fuck is wrong with... Wow! Wow, ce parkour frumos. Dar nu înțeleg de aici unde trebuie să mă duc. Oare prin... prin dreapta trebuie să mă duc. Ok. Hai să vedem ce se alege. Da, GG, my friend. E destul de greu. Se vede că e destul de greu. Dar cei care au grad de legendary, bineînțeles că l-au și terminat. Așa cum se vor termina și nervii mei în acest videoclip, foarte frumos. Destul de întuneric, sper că se vede ceva destul, sper că se vede ok pe filmare totuși. Să sperăm. Dacă nu, unlucky. Unfucking lucky. Și de aici. Uite pe acolo. Ok. Și acum urcă mai mult în copac. Pune-s-o pe acolo. Da, cred că pe aici. În altă parte n-aș vedea pe unde. Ok. Uite orașul. Oh my god, ajungem la oraș. Oh my god. Ne îmbogățim la oraș. Care erau șansele? Vă rog să-mi spuneți care erau șansele să dau fail la săritura de un bloc. Și aici bănuiesc să ne aruncăm jos, vedem orașul. Wow! Am ajuns în oraș. Și de aici, cred că trebuie să urmăresc drumul. Cred. Sper că asta ar trebui să fac. Pentru că altceva nu mă duce cap să fac altceva în afară să urmăresc drumul ăsta. Wow, ce-am făcut? Bă! Nu.
Mi-a făcut mă, o să-mi trisiri. Cred că în partea asta. Deci îți dau drumul. Hai că voi lua pe drumul ăsta. Iar sunt două drumuri. Cred că le duc în același loc. Și am ajuns înapoi. GG, n-am ce spune. Oare ăsta a fost parcursul? Chiar nu am idee de aici pe unde ar fi trebuit să mă mai duc. Sincer, nu am nicio idee. Poate asta a fost tot. Chiar nu știu. Da, bun, bă, fraților, deci cam atât a fost acest videoclip de parcurs. Eu sper că v-a plăcut și dacă vreți mai multe episoade din această serie și nu numai, apăsați voi butonul de like, share, subscribe, dacă sunteți abonați, dacă sunteți noi pe canal. Până data viitoare, am fost Geostyle și voi fi în continuare. Vă salut pe toți, să aveți o zi cât mai frumoasă, să aveți grijă de voi. La revedere!